În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi Evanghelia concretizează chemarea lui Hristos spre împărăția cerurilor printr-un simplu cuvânt care cuprinde tot textul Evangheliei, care este de fapt o explicație a primei fraze. Cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu în ceruri. Dar cine se va rușina de mine în neamul acesta păcătos, și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui, în slavă, când voi fi cu Sfinții Îngeri. Deci, iată, esența Evangheliei de astăzi a și fost explicată. Deci, cine este creștin va avea plată de creștin, cine se rușinează de creștinism va avea plată de păgân. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că în partea a doua a Evangheliei, Mântuitorul dă o explicație lui Petru în care arată așa, că n-a venit în lume să aducă pace. Și aici intră în contradicție cu cuvântul care l-a spus chiar Mântuitorul. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Sau spunea răsul, luați jugul meu și povara mea că ușoară este. Sau eu sunt adevărul, calea și viața. Sau cel ce vrea să fie mare, să fie tuturor slugă. Și atunci cum poate să cadă în comun acord ideea că n-a venit să aducă pace, ci sabie? Trebuie să înțelegem următorul lucru. Întruparea lui Hristos în lume din Fecioara Maria a fost cu scopul de a mântui neamul omenesc. Sabia se pune între tot ce este pământesc și pacea ține de tot ceea ce este ceresc. De aceea îngerii la nașterea Mântuitorului și-au permis și-au cântat așa: slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, iar între oameni bunăvoire. De ce a spus lucrul acesta? Pentru că a știut că în momentul în care va veni în lume și va propovădui noua lege sau noua învățătură a darului, avea să stârnească controversele, deci este o prorocie a ceea ce avem noi să numim mai târziu în istoria Bisericii perioada anului de la Nero, de la anul 30 al răstignirii Mântuitorului, 33, până la anul 312 sau 13, când se dă edictul de la Milan, libertatea creștinilor dăruită de împăratul Constantin. Deci, iată, 3 secole de urgie asupra creștinilor, 3 secole de biserică în catacombă, 3 secole de martirajul. Și de ce lucrul acesta? Ca să arate Mântuitorul că sângele martirilor este credința creștinilor. Dacă ați deschis o carte de viețile Sfinților în viața dumneavoastră, ați putut vedea 3 lucruri. 1. Martirii se lepădau pentru orice de pe fața pământului, că era copil, că era mamă, că era tată, și se duceau spre mâncarea leilor în arenă, sau spre tăierea capului, sau jupuirea de viu, sau ce fel de prigoane mai aveau împărații păgâni. 2. N-aveau nicio frică și nicio teamă, ci atâta era răspunsul și cuvântul adevărat, în momentul în care un martir era întrebat: de ce nu vrei să jertfești păgânilor? De ce nu vrei să te închini idolilor? Spunea atât: viu este Domnul Dumnezeului Israel. Deci credeau în Dumnezeu cel adevărat. Iar al treilea motiv era împărăția lui Dumnezeu. Abia aștept să mă odihnesc în brațele lui Hristos. Pro Hristo, Doamne, pentru Tine, Hristoase. Deci nu era acel element în creștinismul primar care îl întâlnim noi astăzi. Și ce vreau să pun accent aici? Pe ceea ce facem noi ca oameni creștini când moare tata, când moare mama, când moare fratele, când moare sora, când moare vecinul, când moare cumnatul. Și încep ierele creștine. Trec întâi bocitoarele.
Trec apoi tradiționaliștii cu căni sparte, cu farfurii, cu oale, cu cârpe, cu prosoape, cu covoare. Trec din urmă și preoții cu Sfinte Dumnezeule, cu Evanghelia, cu dezlegări. Și trece în cele din urmă și păgânul, mâncând și bând, veselindu-se de moartea celui de lângă el. Și spune, zice, a fost un parastas ca o nuntă, adevărat este. Parastasul trebuie să fie parastas și nunta trebuie să fie nuntă. Iar Ioan Gură de Aur spune așa, cine a jertfit celor morți până la îmbătare și-a pierdut plata sa. Deci în momentul în care te duci la parastas și bei până nu mai dai cu degetul, acela n-a fost pomenire, ci a fost o rușine. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Că vreau să ajung unde îmi place mie. În momentul în care moare cineva, începe explicațiile ritualice. Dar cum s-a gândit Dumnezeu? Dar cum a dat Dumnezeu? Dar cum a făcut Dumnezeu? Aceasta este o rușinare a oamenilor în fața lui Dumnezeu, față de porunca vieții celei veșnice, care vine categoric din moarte, pentru că dacă spicul de grâu spune așa, nu va da roadă dacă bobul nu va intra în pământ și nu va putrezi. Asemenea este și credința creștină. Dacă omul nu trece prin moarte, nu ajunge în înviere. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, v-am dat cândva o temă pentru acasă și v-am spus așa, închipuiți-vă că de la Adam încoace, toate făpturile ce ne numim noi oameni, create de Dumnezeu, nu ar fi murit și ar fi trăit pe fața pământului. Închipuiți-vă ce înseamnă omul mâncat de lepră, omul mâncat de cancer, omul mâncat de boli incurabile, omul mâncat de bătrânețe. Uitați-vă la câte o babă din aceasta uscată, ca stafidă, așa, dar care are viața îmbunătățită. Ți-e drag să o privești, dar uite-te la un om păcătos care are o moarte groaznică sau o încercare groaznică a vieții și pe patul de moarte uneori spui, băi, pune capacul să nu mai vadă nimeni că se spărie. Închipuiți-vă că cele cadavre care acum sunt în pământ putrezesc, dar sufletul este eliberat, ar fi existat pe pământ în jurul nostru. Noi am fi putut suporta pământul, l-am mai fi dorit cu frumusețile lui, cum faci, îți iei mașina și o pătură, te duci și stai în natură, îți iei mașina, te pui sub un pom înflorit, nu. Tot pământul ar fi fost gemete și vaite. Tot pământul ar fi fost cadavre morbide în stare de viață latentă. Deci am fi fost ca un fel de, spun eu, un fel de catastrofă naturală. Ei, Dumnezeu a înțeles această strâmbăciune a păcatului și a ales să moară El ca Dumnezeu, ca să ne facă pe noi vii în El în veacul veacului. Adică, trupul când va răsări și când va fi obștească judecată, să fim toți la plinirea desăvârșită a bărbatului desăvârșit și a plinătății lui Hristos. Cum sunt oamenii la 30 de ani? Toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși, toți sunt impecabili, toți sunt drăguți. Deci aceasta este vârsta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă pentru a înțelege viața veșnică. De aceea Hristos, când s-a răstihnit pe cruce, avea vârsta plinătății, 33 de ani. Deci așa spună unele învățături a Sfinților Părinți, că acolo nu vor fi ciuni, jologi, șchiopi, orbi, demonizați sau începuți sau mușcați sau operați. Deci toți vor fi întregi. Pământul își va da trupul întreg așa cum l-a creat atunci când Dumnezeu a dat poruncă la început și a plămădit pe om cu mâinile sale. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că prima mărturisire a creștinului pentru Dumnezeu este să nu te temi de moarte. Deci cea mai frumoasă moarte sau cel mai frumos ritual al morții ar fi să vezi că ajunge creștinul la biserică și îți spune, părinte, mama mea s-a săvârșit, soțul meu s-a săvârșit, tatăl meu s-a săvârșit, haideți să-i faceți cere de cuvință, cu o vorbă bună, cu o lumânare aprinsă, cu un pahar de vin, cu o linguriță de colivă, civilizat, educat, nu cu lacrimi, nu cu suspine, zice, vai, plâng că mi-e așa de dor de ea, dar cât ai avut-o acolo pe pat bolnavă, nu ți-a fost dor de ea?
Până nu i-ai împărțit pământul, nu ți-a fost dor de ea. Până nu i-ai luat averea, nu ți-a fost dor de ea. Cât s-a bălăcărit acolo în neputința bolii, nu ți-era dor de ea. Acum te-a luat dorul. Deci aceasta este fățărnicia creștină despre care spune Dumnezeu că am venit să aduc sabie și nu pace. Adică trebuie să ne transformăm în creștini adevărați și trebuie să ne transformăm în oameni serioși, pentru că noi ortodoxi producem o sminteală în jurul nostru prin ceea ce facem uneori în afara ortodoxiei. Dacă nu ne-ar vedea lumea certându-ne, poate n-ar fi atâtea secte. Dacă nu ne-ar vedea lumea dușmănindu-ne, poate n-ar mai fi atâtea erezii. Dacă nu ne-ar vedea lumea mâncându-ne între noi ca draci, poate că ar veni mai cu drag la biserică sau la ortodoxie. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru, că tribunalele sunt pline de creștini, chiar dacă suntem o țară ortodoxă. Tribunalele sunt pline de minciuni, de jurăminte false. Și atunci acestea înaintea lui Dumnezeu nu sunt decât ceea ce a spus Hristos. Cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui când va fi cu Sfinții Îngeri. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegem încă o dată și pentru totdeauna că un creștin adevărat trebuie în primul rând să fie un om serios și vrednic. Ce înseamnă omul serios și vrednic? Omul căsătorit, omul familist, omul cu copiii la casa lui, omul care muncește, omul care se roagă, omul care se spovedește, omul care se împărtășește, omul care se închină la culcare și la sculare, omul care își aprinde singur un candela în casa lui, pentru că prima noastră biserică nu e aceasta în care stăm noi. Aceasta este casa Tatălui meu și casa de rugăciune se va chema. Prima biserică este în casa noastră. Și a spus Mântuitorul, nu căutați împărăția lui Dumnezeu pe aiurea. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și sigur că este în lăuntrul nostru. În momentul în care tu ești împărtășit, normal că ești pe calea cea bună. În momentul în care ești spovedit, normal că ești pe calea cea bună. În momentul în care ești blând cu familia și ostenitor și sârguitor, normal că ești pe calea cea bună. În momentul în care ești în tot felul de combinații murdare, numai de tine știute sau de la nimeni cunoscute, sigur că atunci pacea ta din interior pleacă. Nu poți să ai pace trăind într-un concubinaj ascuns, trăind în desfrânare, trăind în beție fără măsură, în dezmățuri fără măsură sau tot felul de probleme. 50% din probleme sunt de serviciu, deci cele care se prezintă la preot, 30% sunt examene și copii și 20% sunt procese și moșteniri. De ce lucrul ăsta? Pentru că sunt trei lucruri. A văzut dracu că Hristos și-a dat viața pentru lume, a spus trebuie să le dăruiesc și eu ceva. Și știți ce le-a dăruit diavolul, ce i-a dăruit omului ca să-l poată corupe? Personalitatea. Deci, repet, personalitatea. Și spun unii, zice, m-am stat la masă cu niște personalități. Ce personalitate poți tu să fii dacă prima persoană din Sfânta Treime, Iisus Hristos răstignit și înviat, nu s-a numit personalitate, ci s-a numit tuturor slugă? Cine te crezi tu care n-ai făcut nici cerul, nici pământul? Cine te crezi tu care n-ai făcut apa și ploaia? Uite, dacă nu plouă o săptămână și e cald afară, ne sufocăm ca potârnichile și noi suntem personalități. Nu suntem personalități, noi suntem persoane. Deci Dumnezeu ne-a dat persoana, ne-a dat reprezentația în har. Prin botez tu ești o mlădiță în trupul Sfintei Treimi. În trupul lui Hristos, în capul bisericii, ești altoit în Sfânta Treime. Deci tu ești o persoană a Sfintei Treimi. Ești simbolică prin har, dar nu poți fi după ființă, pentru că acolo este vorba de necreat, nevăzut, nemărginit și altceva. În momentul în care tu privești lucrurile de sus și începi să confunzi modul de viață cu modelul de viață, deja faci altă greșeală. Modelul nostru de viață este Iisus Hristos. A spus, învățați de la mine. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt calea, adevărul și, și viața. Tu ce faci? Vii și treci peste acest model
pe care Hristos a spus, cine vrea să fie mare, să fie tuturor slugă, eu n-am venit să slujesc, ci doar să mi se slujească. Tu în momentul acela vii și aduci modul tău de viață. Și în ce constă modul de viață? La unul îi place să bea până ajunge cu degetul și crede că e un mod de viață. La unul îi place să desfrâneze că el e tare și e șmecher și e viril. Crede că e un mod de viață. La unul îi place să-și facă o casă cu 60 de camere. Ăsta e modul lui de viață. Dar n-are nicio treabă modul de viață cu modelul de viață. Iată a doua lepădare de Hristos. Deci, modul de viață. Modul nostru de viață nu are nimic a face cu modelul nostru de viață. Modelul nostru de viață este Hristos și învățătura Sfintei Scripturi, care te îndeamnă la umanitate, omenie, cumpătare, înțelepciune și bună cuvință, că așa spune Apostolul Pavel, n-o să găsiți în Noul Testament scris nicăieri, nu mânca, nu bea, nu dormi, nu te îmbrăca, nu munci, nu lucra, nu fă aia sau nu fă aia. Nu! Apostolul Pavel a fost unul din cei mai apți și mai capabili rabini convertiți la creștinism. Deci, Saul, povestea din drumul Damascului, când i s-a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Nu lovi cu piciorul în țepușă. Și apoi când și-a revenit, a devenit cel mai focat apărător al religiei creștine și apărător al lui Hristos. Și ce a spus Pavel? Cât de frumos ne-a spus tuturor. Toate îmi sunt îngăduite. Deci nu există pe fața pământului un lucru care omul să vrea să-l facă și să-i să spună nu. Dar completează și spune, nu și toate folosesc. Dacă spune că vinul întărește inima omului, dar butoiul îi spală mintea, tu ce faci? Folosești vinul sau butoiul? Folosești ceea ce spune psalmistul. Vinul întărește inima omului sau o veselește. Pâinea întărește inima omului, spune undeva să nu mănânci? Nu! Scrie undeva în Scriptură că trebuie să postești în mod automat ca o cauză de mântuire? Nu! Nu judeca să nu fii judecat. Fă oamenilor ceea ce vor să-ți facă ei ție. Iată încă un mod de viețuire, un model de viețuire. Fă oamenilor ceea ce doresc să-ți fac, ce dorești să-ți facă ei ție. Dacă tu ești un om de bun simț, poate așa unul așa clintit, fără nicio treabă, să ia cât degeaba de tine? Nu. Pentru că tu, modelul tău de viață, îl influențează pe el în mod involuntar. De unde și proverbul popular, 7 sate n-au ce-mi face dacă trec și le dau pace. Deci, în momentul în care tu nu confunzi modelul, nu-l pierzi pe Hristos. Și iată-și încă un mod, deci încă un model de viață care mă scoate din modul de a greși, de a mă lepăda. Că de aceea a spus Hristos, cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor? Ce ar trebui acum oamenii să facă? Să ia Scriptura, să citească toată ziua și să spună citate la alții? Nu! Când ești un om care respectă taina botezului, ești un model tuturor. Când ești un om care respectă familia, taina cununiei, ești un model tuturor. Când ești un om blând și cu minte și îți educi bine copiii, ești un model tuturor. Ce se spune când se căsătoresc doi tineri? Ce vorbesc uscri între ei? Cât tatăl și mama fetei, cât tatăl și mama băiatului? Băi, ia-o dacă e bună, dar vezi din ce familie se trage, vezi să n-aibă în familia lor oameni răi, adică stricați. Și de ce spune lucrul ăsta? Pentru că așa e și proverbul popular. Dacă aștia de la trunchi are trunchiul sănătos, sigur că și aștia e bună. Spunem, este o vorbă, spunem cine-i măsa ca să spun cine-i fata. Sau spunem cine-i tațul să spun cine-i băiatul. Deci, automat aceste lucruri se moștenesc și oamenii merg după acea tradiție populară, n-au nevoie de teologia Scripturii. Scriptura este o armă care te duce pe cărarea cea dreaptă, dar morala este arma cea mai dreaptă. Pentru că în momentul în care îți spune cineva, băi, nu o lua pe fata cu tare, măsa a fost despărțită de 2-3 ori, nu-i soi bun. Băi, nu lua pe băiatul cu tare, că din neam în neam îți bețivi. Deci iată, nu e nevoie de Scriptură, este vorba de modelul de viață. Nu e un model. Nu te încurcați, oameni de nimic. Acestea sunt mărturisiri înaintea oamenilor și cineva va spune, dar ce are treabă, părinte, asta și cu Scriptura? Are. În momentul în care intrăm într-o treaptă superioară de viețuire, de pildă, în momentul în care îi se dă făclia călugărului la călugărie în mână, îi se spune așa,
așa să lumineze viața ta înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre cele bune, adică ale călugărilor, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Deci în momentul în care într-un sat ai un preot ordonat în biserică și satul este cultivat, uite, de exemplu, eu am avut odată ocazia să cunosc un sat, și de ce vă dau acest model, ca să vedeți cum se nasc modelele, am avut ocazia odată să spovedesc cu un grup de oameni, toți din același sat. Preotul lor nu era la biserică sau avea o treabă, era plecat. Și am rămas foarte mirat. Prima femeie care nu și-a înșelat bărbatul, a doua care nu și-a înșelat bărbatul, a treia care nu și-a înșelat bărbatul, a patra care nu și-a înșelat bărbatul, a cincea. Prima femeie fără avorturi, a doua fără avorturi, a treia fără avorturi, a patra fără avorturi. Iarăși m-am întors și am luat, iar am recapitulat în minte. Copii botezați, copii cununați, postez posturile și întreb: din ce sat sunteți? Păi din satul cu tare. Și pe cine aveți preot? A, părinte, zice, am avut un preot bătrân, a murit, nu știți ce bun era. Era ca un tată. Ei, iată cum descoperi o valoare și un model de viață fără să știi cine. Nu neapărat trebuie să ai camelafcă, nu neapărat trebuie să fii trecut în pateric, nu neapărat trebuie să fie numele în calendar, nu neapărat trebuie trâmbițată lucrarea. Deci un preot simplu de parohie, care era un simplu stăpân a unui sat, care a reușit să facă din satul respectiv ce? O comunitate de oameni serioși și sănătoși. Și am zis, bravo, domnule, zic, uite, zic, ce interesant. Și îl pomenesc de atunci, preotul Nicolae cu tot neamul lui cel adormit, că toți oamenii l-aveam pomelnic la morți, când au dat pomelnicul. Și am zis, iată cum se mărturisește Hristos înaintea oamenilor și iată cum va fi el mărturisit de Hristos înaintea Tatălui când va veni cu Sfinții Îngeri. Deci iată model de viețuire. Iată model de a te uni cu Dumnezeu. Iată model de a fi una cu Dumnezeu. Și sunt ferm convins că preotul ăla n-avea bodyguards, n-avea mitralieră, n-avea cantine sociale, n-avea nu știu ce ca să facă să iasă în evidență. Era un om care la amvon își făcea treaba la modul cel mai serios. Și cum și-o făcea? Probabil fie învățându-i la epitrafir, fie învățându-i la predică, fie vizitându-le casa sau făcându-le aghiazmă. Deci oamenii aceia au învățat acel mod de viețuire undeva. Același lucru îl cere Hristos. Faptele noastre trebuie să mărturisească înaintea oamenilor ce? Măreția lui Dumnezeu. Dar noi creștinii deocamdată lăsăm de dorit la acest capitol, pentru că culmea eronării și culmea lucrării diavolești, care este un mare războinic cu sufletul omului, acest diavol, tocmai noi producem cele mai mari și mai multe sminteli, parcă în mod anumit să slăbim la temelia Ortodoxiei, nu să zidim la temelia ei. Și spune Hristos, cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și ce înseamnă să te lepezi de Hristos înaintea oamenilor? Ce am enumerat adineauri? Viața imorală, viața ușoară, viața dezordonată, copiii needucați, familia destrăbălată, neglijența, lenea de a munci, pentru că și aici, vedeți, catolicii au făcut un mare progres. Deci catolicii au făcut următoarea chestiune. Au lăsat mistica și ascetica și au pus foarte mult accent pe filantropie. Și ce au făcut? Au început ușor, ușor să stimuleze încurajarea lenii prin biserică. Trebuie să faci cantina de săraci, dar stai un pic, trebuie să analizezi întâi. De asta am sociolog, psiholog, analist politic, de asta am primar în sat, de asta am agent agricol, să văd cei care primesc ajutorul social sau sunt săraci. Oare cu adevărat sunt săraci sau sunt certați cu viața socială? Da, ai studii superioare și nu ai servicii. Cum poate unul cu studii superioare să vândă la magazin? Sau cum poate unul cu studii superioare să sape în grădină? De ce tu care ești de la țară și ești sărac sau ești mai colorat sau ești mai verde închis, nu ai voie să pui mâna să muncești? Unde scrie lucrul acesta? Că biserica este obligată să facă această filantropie. Nu! S-a scăpat gestionarea filantropiei de sub control și s-a sporit lenea. Dar cum s-a sporit lenea? Las că mă la biserică că trebuie să-mi dea. Nu!
Sfânta Scriptură condamnă și acest lucru și spune clar Apostolul Pavel, cine nu lucrează, nu mănâncă. Iar în proverbul vechi de dinainte de 89 spunea așa, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine. Deci era acordul global. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțeleagă orice om care s-a născut pe fața pământului că prima îndatorire a noastră este munca, copilul de când se naște și să cultivă în casa tatălui său și a mamei sale, trebuie să știe să aducă mătura, cana cu apă, lingura, prosopul, să ducă gunoiul, să facă patul când se scoală. De ce? Ca să inoculez persoana, nu personalitatea. Când înjură un copil de 3 ani, părinții super fericiți. Vai, ai văzut ce vorbă a spus? Hai zi lui Nana încă o dată și ăla înjură. Nici nu știe să vorbească, dar trage înjurătura. Și-s bucuroși și bunicii și părinții nu știe că ăla e un viitor criminal în serie. Deci nu așa se educă copilul. Îi cultiv persoana, nu personalitatea. În momentul în care biserica a slăbit pe această formă și nu l-a pus pe om să se roage, i-a adormit conștiința. În momentul când nu l-a pus să postească, i-a scos patimile în evidență. Și atunci ce faci? Întâlnești oamenii maturi de la 40-50 de ani în sus, postind, rugându-se și muncind, că așa au deprins ei generația lor, și te trezești cu generația tânără, care în loc să se formeze bine, să înformează exact cum spun bătrânii. Bătrânii aveau o vorbă. E, dacă aștepți, dragă, salari de la serviciu, ni să apeși pe buton să curgă bani, n-ai să ai niciodată. Asta era vorba bătrânilor. Dar de ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că nu există un mod de viețuire în care să nu transpiri. Iisus Hristos, în calitate de Fiul lui Dumnezeu, întrupat suvrem din Fecioara Maria, și-a permis să stea în atelierul lui Iosif Templarul și să facă cu el obiecte din lemn, geamuri, rame, uși sau ce făcea Iosif la vremea aceea. Și-și câștiga existența, că toată lumea e interesată ce a făcut Iisus de la 12 ani când a intrat în templu și până la 30 până a ieșit la propovăduire. Vă spun eu, a trăit în Nazaret și a tras la joagăr cu Iosif. Asta a făcut. N-a stat nici cu inițiații Indiei în peșterile din Himalaya și n-a stat nici în Tibet, cum vă spun tot felul de idioți în cărți para inventate de ei. Deci a muncit, a ascultat de Maica Domnului cum ascultă copiii voștri de dumneavoastră. Du-te la școală, du-te și învață, treci și te culcă, treci și mănâncă, du-și îți fă temele. Exact așa făcea și el la vremea de atunci, când avea nevoie de carte. Cine este acesta care, neavând carte, este învățat? Întrebau bătrânii templului, pentru că tâlcuia scripturile mai frumos decât ei care erau inițiați în taina cărții, în litera lor, în dogmatorii. Alt lucru, o altă metodă de lepădare, necredința, ignoranța și desacralizarea. Ce înseamnă aceasta? Nu mai fac cruce când trage clopotul, că aia, dar ce, e o droangă, n-a plătit-o Ion din sat, nu știu, el e ictitor. Ce dacă trage clopotul? Glasul clopotului este glasul arhanghelului. Nu-mi fac cruce când trage toaca, că dar ce, e o scândură acolo, bate în trânsa. Da, este glasul lui Noe care chema animalele la corabie. Este glasul prin care s-au strâns toate cele curate și necurate la potop. Nu mai îmi fac cruce când se citește Evanghelia, că am și eu Biblia acasă. Poți citesc și eu în casă. Tu o citești ca să te rătăcești, biserica o citește ca să ai viață veșnică. Nu mai am nevoie de anafură și de aghiazmă, că eu n-am niciun păcat. Nu mai am nevoie de spovedanie, că nu pot să-i spun eu preotului păcatele. Nu mai am nevoie de împărtășanie, că asta era o tradiție veche. Maică mea și cu bunică mea, mi-aduc eu aminte, când eram mică, mă duceau la biserică. Aia-s prostii. Și toate aceste moduri duc la ce? La desacralizarea sufletului uman. Și în ce constă desacralizarea? Vă spun tot acum. Mai am timp, m-am uitat la minute. Deci, în ce constă desacralizarea? Vă explic eu în ce constă desacralizarea. Om matur la minte, om credincios, om botezat, om cununat, vine și îți spune, părinte, mi s-a făcut farmece. Și eu întreb, dacă de la botez Hristos e în inima ta și tu crezi în farmecele de afară, cine e mai aproape de tine? Farmecul din ogradă sau de sub casă sau de la poartă sau din grădină sau din bune ți l-a pus el la geam, la ușă, în poșetă? Sau Hristos din inima ta? Păi Hristos e mai aproape și atunci de cine te temi? Păi da, dar mi-a făcut farmece, părinte.
Îl vezi cât e de neghiob? Icoana lui Hristos din inima lui nu mai valorează 2 bani. Botezul lui nu mai valorează 2 bani. Mirungerea și pecetuirea lui nu mai valorează 2 bani. Dar farmecul-i totul. Și s-a mai născut și această pleiadă modernă de slujitori neatenți, care chiar în momentul când merge omul la el și are o problemă, în loc să-i caute din Scriptură, să-i spună ce trebuie, și spune: da, ți-a făcut cineva farmice. Și sigur că se întărește una cu cealaltă. O cărămidă de lut moale și cu lut tare face un perete înnăruit. De ce? Pentru că ăla, în loc să-i spună: roagă-te că te-a luat dracu în primire și râde de tine, îi spune: să vii să-ți dezleg eu farmicile. Este dezlegare de blestem, este dezlegare de jurământ, este dezlegare de lucruri necurate. Dar tu nu le iei pe alea de dogme și lași învățătura și rugăciunea deoparte sub formă de mărunțiș, ceva ce n-are importanță. Întâi termină-te de transpirat și de rugat, termină-te de închinat și de ostenit pentru Dumnezeu, și dacă ai sesizat tu ceva rău, atunci sunt farmece. Dar tu n-ai deschis în viața ta o carte de rugăciune. Tu n-ai postit miercurea și vinerea. Nu te-ai dus odată la biserică. N-ai luat anafără și aghiazmă dimineața. Și am farmece. Păi n-ai farmece, vrei. Tu ești cursa dracului. Dracul stă în tine exact cum stă o broască sub talpa căsă când vine frigul și mai iese la primăvară. Deci dracul stă cuibărit în tine exact ca cariul într-un lemn putred. De ce? Că a găsit locul unde nu-i deranjat. Nu este pic de sfințenie, nu-i pic de conștiință, s-a cuibărit dracul ca o cloșcă în ouă. De ce îi place lucrul ăsta? Pentru că sufletul neputincios, sufletul mort de viu, cum spune Filocalia, sufletul care moare mai înainte de moartea trupului, este un suflet pierdut. Și de aceea Mântuitorul spune: ce va da omul în schimb pentru sufletul său dacă toată lumea ar dobândi și sufletul ar pierde? Și iată că deci această desacralizare este o altă formă de rușinare în fața oamenilor față de Hristos. Dacă nu ești creștin adevărat și ești spovedit și împărtășit, că chiar sunt simpatice babile astea, uneori te sufocă. Părinte, am postit? Sunt gata de împărtășit. Păi zic, da, ai ținut 3 zile? Da. Ai ținut fără ulei? Da. Ți-ai citit rugăciunile? Da. Păi zic, da, parcă te-ai împărtășit acum, nu știu. Nu, sunt 38 de zile. Adică vine cu o zi, ia mai devreme, să fie sigură că sau 30. De ce lucrul ăsta? Înseamnă că a prins rostul acestei lucrări. Nu-i fanatică, nu-i proastă, nu-i debilă, nu-i redusă, nu-i oligofrenă. Ci și-a dat seama că e singura cale de a fi cu Dumnezeu, rugăciunea și împărtășirea cu Hristos. Împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Și mai departe, spune Mântuitorul, căci am venit să despart pe tată de fiu, pe fică de mumă, pe noră de soacră. De ce lucrul acesta? Cineva va crede că e vorba de divorțuri. Nu, dragă, n-am nicio treabă. La judecată, când vom fi puși în fața dreptului judecător, s-ar putea tatăl să meargă la bine, fiul la rău, soacra la rău, nora la bine, fratele la bine, sora la rău, mama la rău, tata la bine. Deci noi nu știm. De aceea spune Hristos că a venit să le despartă. Deci nu se va ține cont în împărăția lui Dumnezeu de ordinele familiale. Deci nu se va ține cont de gradul de rudenie. Băi, verișoara mea, Doamne, te rog, las-o, știi că vreau eu să o lași pe asta. Nu! Deci acolo totul va fi drept și hotărât. Mama, dacă a fost vrednică în rai, tata, dacă n-a fost vrednică în iad. Fiul, dacă a fost vrednică în rai, fica, dacă n-a fost vrednică în iad. Sau invers. Deci nu are importanță că-i soacra, că-i mama, că-i tata, că-i sora. Cine a fost murdar trece de-a stânga. Nu vă cunosc pe voi. Deci aceasta se referă Evanghelia. Și mergând la următorul capitol, Hristos a și spus: cel ce iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiică ori pe fiu mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și aici la ce se referă? Ca să înțelegeți și lucrul ăsta, aceasta este numită, noi o numim în termenii populari, Evanghelia Călugăriei, că cel ce lasă toate și urmează mie, vrednic este de mine. Dar eu nu vreau să scot asta în evidență, vreau să ne raportăm la viața dumneavoastră lumească. Cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic de mine, este aceasta. De exemplu, într-o familie, unii sunt mai credincioși, unii mai necredincioși. Și începe acea dispută. Hai băi, lot-o razna și tu am te-ai apucat de post, stau să mai fac 7 feluri de mâncare, că te-ai trezit tu că vrei să postești. Dacă te lași indus și mergi cu hurta, ei sunt dușmani. Numai ei ți este Hristos prieten.
Deci atunci te desparți de ei și nu-i mai iubești. Dacă este fiică sau fiu, și aici noi știm ce înseamnă fiică sau fiu, compromisurile pe care le fac părinții față de copiii lor sunt în stare să treacă prin foc, sunt în stare să ucidă, sunt în stare să vândă tot, numai să-și salveze copilul. Dar aici Hristos a vrut să arate de oriunde îl poți salva pe pământ, dar de mânia lui Dumnezeu niciodată. Deci aici spune, cine iubește mai mult pe fică ori pe fiu decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Adică când e vorba de legea lui Dumnezeu, poate să fie înaintea lui Dumnezeu fică ta și fiul tu, nu știu cine, personalitate. Deci nu mai are importanță. Acolo e vorba de suflet și de mântuirea lui. Ei se duc în ghena, iar tu te duci la bine. Ei își iau plata obrăzniciilor, iar tu ți iei plata ostenelii. Că cineva spunea odată și nu-i corect, să știți lucrul ăsta. Spunea tot în lumea preoțească, că dacă un copil n-ascultă, părinții dau socoteală. Nu e adevărat! Din clipa când copiii dumneavoastră sunt mamă și soție și soț și bărbat, ei singuri dau socoteală de păcatele lor. Deci tu l-ai învățat, l-ai educat, l-ai cununat, i-ai dat casă, i-ai dat masă. De acolo încolo nu mai răspunzi tu. Vedeți că vine Hristos și separă categoric această clasă tânără de cea în vârstă și spune așa, va lăsa femeia și bărbatul pe mama și pe tatăl său să va alipi de femeia lui și vor fi un singur trup, gata, altă familie. Deci aici s-au restrâns, nu mai are treabă mama și tata, că vrea mama și tata să-ți crească nepoțelul și te ajută, astea sunt lucruri firești, normale de iubire între, este iubirea biologică, deci nu se pune problema. Dar nu mai are treabă tatăl că copilul s-a însurat și-i derbedeu. El dă singur socoteală părintele și ia plata că l-a pus în rândul unde trebuie și l-a pus pe cărarea care trebuie. Deci să fie clar, aici se referă că cine iubește mai mult pe fiu ori pe fică, adică îți vezi copilul greșind și azi și mâine și poi mâine și zic, chiar așa și spun mamele câteodată că eu le spun, zic, dar fă rugăciunea asta pentru el. Da, părinte, dar nu crede. Ei, zic, acum să aștepți ca să schimbe Dumnezeu religia ortodoxă, că fiul tu e necredincios. Dă-i cu parul în cap și pune la rugăciune. Păi da, dar pleacă de acasă. Lasă să ducă. Unde o să se ducă? Îmblă 3 zile pe stradă și a patra intră în casă. Păi nu, părinte, dar vedeți câte tentații sunt acum. Să le experimenteze pe toate. Și fiul risipitor și-a luat averea cuvenită de la tatăl său, s-a dus într-o țară îndepărtată, a ajuns să mănânce roșcove de la porci, a ajuns să piară de foame, a ajuns să se chinuie ca ultimul idiot, ca să folosim un termen jignitor, și deodată conștiința care este veșnică în noi, i-a adus aminte, mă, acasă ai cerșaf, ai pat, ai frigider, ai mamă, ai tată, te ajută, te iubește, ține la tine, ori de ce umbli tu aiurea? Mă voi scula? Revenindu-și în sine, și mă voi duce la tatăl meu și voi spune că am greșit la cer și înaintea ta. Deci, iată, așa se educă copiii. Prin sânge rece și prin legi justițiare. Nu trebuie să-l bați să-i rupi oasele. E o prostie. Nu trebuie să dai cu parul el să-l omori. Bâta-i pentru animal, pentru om e cuvântul. Așa a lăsat Hristos. Dar în momentul în care vezi că o ia razna, lasă-l să se ducă, taie bugetul, tai, bagă austeritate zero, cetatea care iei apa și mâncarea o cucerești. Așa este și un copil la casa omului. Că nu i-ai mai luat nimic și nu i-ai mai dat nimic și nu i-ai mai făcut nimic, vine singur cu minte și spășit. Păi mamă și tată, dar chiar așa de rău am greșit? Da. Du-te la învățat, du-te la muncă, du-te și te liniștește. Și l-ai adus pe linia de plutire. Și atunci, cu adevărat, iubești și pe Hristos, și pe fică, și pe fiu. Și în final, Petru Apostolul, văzând toată această discuție între Mântuitorul și ucenicii săi, că noi vorbim azi de Duminica tuturor Sfinților. Deci e o sărbătoare aparte, deci care ține de pomenirea în sinaxare a Sfinților pe care îi cunoaștem și care nu-i cunoaștem. Noi nu știm în cimitirile Iașului, Bacăului, Romanului, Sucevii și cele 40 de județe de pe întinsul țării, care sunt adevărații Sfinți. Sunt Sfinți necunoscuți. Sunt mame bătrâne ce au educat copiii. Sunt ostași căzuți pe câmpurile de luptă. Sunt voievoși, sunt domnitori, sunt boieri, sunt dregători, sunt prunci, sunt militari, sunt răzeși, sunt iobași. Deci au murit pe pământul ăsta. Tot felul de oameni, noi nu le știm numele. Dar unii au luat îndrăzneală la Dumnezeu. Și ca să nu rămână biserica părtinitoare față de cei cunoscuți și de cei necunoscuți,
s-a pus această duminică a tuturor sfinților. Deci când spui toți sfinții rugați-vă Dumnezeu pentru mine păcătosul, înseamnă că ai cerut invocarea tuturor sfinților din lume să te pomenească. Că noi nu știm. Ei sunt mulți miliarde și miliarde de sfinți și îngeri care noi nu știm ce sunt cu ei. A zis Petru, dar Doamne, dacă noi am lăsat totul și am urmat ție cu noi, ce va fi? Aceasta e întrebarea care o mai obișnuiesc creștinii să o pună. Părinte, dar dacă merg la biserică și mă rog și postesc și mă închin și așa, de ce merge rău? Și atunci răspunsul Mântuitorului a fost așa. Adevărat vă zic vouă, celor ce mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, adică la îndreptarea noastră, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei, asta le spunea apostolul, voi veți ședea pe 12 tronuri, dar în fața tronurilor cine va sta? Cele 12 seminții ale lui Israel și seminția din care ne tragem și noi. Și spune acolo, voi nu trebuie să vă bucurați de minunile care se fac. Acestea sunt firești. Cine e mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Ci bucurați-vă cel mai mult și mai mult că s-a scris numele voastre în cartea vieții. Deci asta e cel mai important lucru. Dacă eu sunt trecut pe cartea lui Dumnezeu, când se va strânge sulul timpului, sigur că voi fi de-a dreapta. Și asta e tot, ăsta e tot motivul pentru care eu mă lupt. Nu vin la biserică ca să mai pun un etaj la casă, nu vin la biserică ca să mai iei un hectar de pământ, nu vin la biserică ca să-mi scadă ridurile, nu vin ca să-mi cadă varicele. Nu! Vin la biserică ca numele meu să fie scris în cartea vieții. Dacă am obținut lucrul acesta, am obținut tot. Că spune așa, oricine lasă casă, frate, soră, mamă, tată, pentru numele meu, vrednic este de mine și va lua ca moștenire viața veșnică. Deci aceasta este esența Evangheliei de astăzi, viața veșnică. Dar viața veșnică are două căi. Și aici ajung de unde am plecat. Când va sta în slavă cu Sfinții Îngeri, celor de-a dreapta, adică celor scriși în Cartea Vieții, le va spune, veniți, binecuvântații Tatălui meu, iar celor de-a stânga le va spune, plecați, nu vă cunosc pe voi. Deci pe noi să ne învrednicească Dumnezeu și Maica Domnului și toți Sfinții de azi, după al lor nume și al lor seminție și al lor știință și neștiință necunoscută minții noastre, să fim scriși pentru veșnicia vecii vecilor, în Cartea Vieții. Amin.